Începând cu luna februarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a unei grupări compusă din 14 suspecți care săvârșeau fapte de evaziune fiscală prin introducerea de produse accizabile în afara unui antrepozit cal autorizat și comercializarea ulterioară a acestor mărfuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 300.000 de euro. În cauză există suspiciuni că, începând cu anul 2012, pe raza județului Prahova au fost fabricate țigarete în mod ilegal la domiciliul unora dintre suspecții care dețineau aparatura necesară desfășurării unei astfel de activități și care achiziționau în prealabil cantități mari de tutun de la alți membri ai grupării. De asemenea, suspecții ar fi achiziționat materiale consumabile constând în tuburi și ambalaje destinate producerii unor astfel de țigarete, principalul furnizor fiind un comerciant din județul Satu Mare. Persoanele suspecte aveau sarcini și roluri bine definite în cadrul grupului, fiecare dintre acestea având ca atribuții fie achiziționarea de tutun vrac, fie producerea efectivă a țigaretelor, fie comercializarea acestora pe raza județelor Prahova și Dâmbovița. De asemenea, au fost identificați mai mulți cumpărători de țigarete fabricate în mod ilegal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, o parte dintre aceștia obținând profituri ilicite din revânzarea acestor mărfuri. În urma perchezițiilor au fost identificate aproximativ 10 kg de tutun vrac, 12.500 de țigarete, aproximativ 16.000 de tuburi goale, mai multe cutii pentru țigări, precum și 4 aparate de umplut țigări. Până în prezent a fost indisponibilizat un autoturism. Toți cei 14 suspecți au fost depistați și conduși la audieri, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale.